capitolul 37 din Ezechiel, este încă o mărturie că intervenția finală a lui Dumnezeu, pe care noi o numim Marea Revărsare a Duhului Sfânt în ploaie târzie, se va face colectiv cu poporul său. Iată pasajul. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, Prorocește despre oasele acestea și spune-le, Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele m-am uitat și iată că le-au venit vine. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește duhului. Prorocește fiul omului și zi duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei, și au înviat, și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, Fiul Omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Pasajul acesta din Ezechiel este o ilustrație. A intenției lui Dumnezeu de a duce la existență un popor după chipul și asemănarea lui, așa cum a făcut cu Adam și Eva în Eden. În Eden nu a existat luptă și timp și uh, operațiuni complexe și vaste, uh, întinse pe uh, zile, luni sau ani, pentru a crea omenire. Dumnezeu a gândit în mintea lui proiectul și când a rostit cuvântul creator, proiectul gândit de el a luat chip. Așa a apărut Adam. Sigur, expresia de acolo este l-a făcut din țărna pământului. Nu vrea să spună că Dumnezeu a luat pământ și a modelat un corp. Vrea să spună că elementele din care a fost alcătuit trupul lui sunt elementele chimice găsite în natură. Asta vrea să spună din țărâna pământului. Și în țărână te vei întoarce după ce a păcătuit și urma să moară. Asta i s-a spus. Domnul a spus te-am creat din elementele deja existente. Energia care curge din mine poate să ia diferite forme. Și o exemplificare a acestei voințe exprimate de mine s-a materializat în organismul tău. În organe, inimă, plămâni, creier, ochi, gură, urechi și așa mai departe. Toate după proiectul divin. Gândite în infinita inteligența lui Dumnezeu și produse instantaneu, într-o singură zi, într-un singur moment. Adam atunci a apărut la cuvântul creator. El zice, se face, poruncește și poruncește a ființă. De aceea vine aici în Ezechiel cu această ilustrație, un popor care și-a pierdut speranțele. Doamne, ni s-au uscat oasele, s a adus nădejdea. Nu mai avem nicio nădejde, nicio speranță. Dincolo de ce trăim noi acum, nu există nicio rază de speranță. E posibil să faci tu ceva în situația asta? Este posibil să, să avem un viitor din acest nivel zero și de asta noi folosim expresia aceasta. Când încăpățânarea și îndărnicia umană ajunge la zero, e momentul ca Dumnezeu să lucreze. Da? Abia atunci. Abia atunci. Poate să lucreze. Exact. Pentru că până atunci este, este prostească asta ambiție. Ne descurcăm. Mersi frumos. Ne adaptăm. Merge, merge și așa. Ne e mai greu acum. Mâine o să ne fie mai bine. Omul tot speră că o să fie mai bine mâine. Și în momentul ăsta Dumnezeu e ținut departe. Sau e folosit doar așa, ajută-mă să fac ce vreau. Am proiecte, dar vină tu cu puterea. Situația este aceasta, descrisă foarte bine de, de Ezechiel. Ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. În acest moment Dumnezeu intervine și zice, fiul omului, tu ce părere ai? Mai ai vreo speranță pentru situația asta deplorabilă? Și el zice, eu știu, Doamne. Tu știi, Doamne. Da, nu prea. Nici eu nu am nicio speranță, văzând o vale de oase, oase. uscate. Da? Cadavre, da? Nici carne nu mai rostese. Os. Și Domnul spune, există o speranță. Întoarcerea Duhului Sfânt în acele clădiri dermate. E, lucrul ăsta, poporului în mezonul crede nu pot să accepte sub nicio formă că asta e situația și că maniera lui Dumnezeu de a o repara este aceasta a revenirii șechinei în templul inimii. Și de aceea i-a dat lui Ezechiel ilustrația asta. Ea este făcută pentru noi, pentru ultima generație. Pavel ne-a spus-o foarte clar. Toate lucrurile care s-au scris în trecut și au fost notate în scriptura pe care voi o țineți în mână, au fost scrise cu un singur scop. Nu folosesc oamenii lor, că sunt morți de mult. Pentru învățătura voastră. Cei peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Adică pentru o generație în viață care va accepta soluția lui Dumnezeu. De ce au fost scrise. Când au fost scrise atunci, oamenii nici nu le-au știut, nu, nu le-au cunoscut, pentru că oamenii care le-au scris au fost bagiocoriți și dați afară din societate, și cărțile lor au fost aruncate la lada de gunoi. Deci, în momentul când au fost scrise, societatea aceea nu s-a folosit de ele. Iar acum Dumnezeu așteaptă ca voi, învățând din ele, ținând cont de informațiile respective, să deveniți poporul acestei văi de oase care înviază deodată la cuvântul prorocului Domnului. La cuvântul celui de-al treilea Ilie. Am zice noi astăzi. Da? Ezechiel este oglinda acestui cel de-al treilea Ilie. Când Domnul va spune fiul omului, prorocește și roagă-l pe Duhul să vină înapoi în templul lui. Și fiul omului spune, Duhule, întoarce-te. Și interesant, Duhul se întoarce. Nu mai să creadă poporul Dumnezeu că Dumnezeu ce-a promis va face. Da, dar acum chestiunea este că poporul este o vale de oase uscate. Ce să vrea? Ce să înțeleagă? Ce să știe? Da? Să e ajungă la starea aceea de suntem pierduți, Doamne. Da. Și fără tine. Exact. Și, și cine face lucrarea este Duhul lui Dumnezeu. La solicitarea copiilor lui Dumnezeu care cred lucrurile acestea și le acceptă. Și mie mi se pare foarte corectă logica asta prezentată aici un grup de oameni din popor se trezește, acceptă soliangerul al treilea, înțeleg toți că această soliangerul al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor, calea asta în Sfânta Sfintelor a fost făcută de pașii lui Hristos, el a fost primul care a intrat în această unitate dintre divin și uman și îi invită pe prietenii lor, acceptați și voi această soluție simplă și incredibilă. Acum, când se întâmplă evenimentul acesta în descrierea lui Ezechiel, nu spune că au început așa încet, încet, peste o lună, două, s-a mai ridicat unul, peste trei, patru luni s-a mai vindecat încă unul, s-a ridicat de acolo. Nu. Când Duhul a înviat, dintr-o dată, ei au înviat toți, toată valea. Nu vorbește despre o lucrare progresivă. Da? evoluționistă. Vino, suflă peste morți și ei înviază. Simplu. Deodată. Da? Așa cum deodată va intra solul, mesagerul legământului în templul său, Maleah 3, așa cum deodată are loc nunta mielului, da? nunta nu este o experiență de o viață întreagă. Căstoria are loc într-o zi. Așadar, așa putem spune că se armonizează Uh, capitolul 3 din Zaharia cu capitolul 3 din Maleah. Deodată va intra Domnul în Templul Său. Da, categoric este o legătură strânsă între, între aceste capitole. Uh, și Maleah 3, și Zaharia 3, și Ezechiel 37 vorbesc despre exact același lucru. Că, dintr-o dată, Dumnezeu, prin cuvântul său creator, prin puterea sa creatoare, cheamă la viață un popor care n-a avut existență până atunci chiar era întrebarea a domnului, fiul omului, crezi că dintr-o dată așa se poate naște o națiune? Dintr-o dată un popor apare? Omenirea asta părtașă de natură divină. Cum va apare? Așa încet, încet, de cursul anilor, astăzi unul, peste 10 ani încă unul, peste 20 de ani încă 2, 3? Nu, într-o singură zi, în Marea Zia Ispășirii, Dumnezeu produce un popor prin care Făgăduința lui din Elemia 31 va fi așezată sub ochii omenirii întregi. Și atunci avem, în sfârșit, un produs autentic al guvernării divine, valabil și capabil să influențeze toate categoriile sociale din lumea asta: atei, necredincioși, credincioși, musulmani, toate categoriile de oameni, dintr-o dată văd o nouă rasă de oameni. Vindecați de Dumnezeu prin cuvântul Creator. Ca să spunem așa, reproducerea caracterului lui Hristos într-un grup foarte mare de oameni din fiecare națiune, neam limbă și popor. Ei bun, în acest moment, omenirea chiar are sub ochi produsul autentic. Aici nu mai este vorba despre uh, credințe, religii și obiceiuri. Uh, de la un popor, de la altul, băgate pe gâtul națiunilor. Dintr-o dată omenirea are sub ochi o altă rasă umană. Oameni uniți cu divinitatea prin partajare și natura divină. Și aceasta va electriza omenirea practic și va produce o redeșteptare cum nu s-a văzut în istoria omenirii. Noi avem încredere totală în Dumnezeu că El poate să facă acest lucru. Ce l-am împiedicat până acum a fost necredința majoră a Bisericii la Odiceea și ticăloșia ei de a respinge oferta martorului credincios de aur, haină, doctorie, în favoarea performanțelor și planurilor românești. Noi am pus pe picioare o, o organizație religioasă, făcută după chipul și asemănarea acestei lumi. Exact după principiile unei corporații? Și am ținut departe de poporul acesta temelia și stâlpul central al credinței lui: sanctuarul. Aceasta este realitatea pe care o trăim astăzi. Finalul capitolului 37 sună așa. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi înmulți. Și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel, când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Da, ca să nu existe dubii despre această ilustrație cu valea de oase uscate și să nu ne împingă într-o altă interpretare a ei, că pot fi multe și sunt deja multe în creștinism cu privire la acest capitol. Dumnezeu vrea să puncteze la sfârșitul acestui capitol că e vorba despre această venire a Duhului Sfânt în templul inimii, în locașul meu cel sfânt, pentru totdeauna va fi cu ei și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care se pe Israel, că în locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Adică când Duhul Sfânt se va întoarce în templul inimii, că asta înseamnă locașul în mijlocul lor, în ei, Asta spunea Jones în 1888, atunci când și-a prezentat studiile, că marea greșeală pe care a comis-o Israel a fost să creadă că această declarație a lui Dumnezeu din Ezechiel voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul vostru, ei au crezut că în mijlocul taberei va fi cortul întâlnirii. Intenția lui Dumnezeu era în, în mijlocul vostru, adică în voi, aceasta este, asta înseamnă expresia de acolo. În voi, în, în, mijlocul ființei voastre. Nu în mijlocul taberei voastre. Nu acolo vreau să pun eu locuința mea. Și Domnul vine aici exact cu expresiile și cu principiile sanctuarului noului legământ. Cu, spunem noi, mesagerul legământului cel veștic. Da? Tot cu mesager este și aici lucrarea. Și capitolul uh, se încheie cu limbajul acesta al uh, locașului ce sfânt așezat din nou la locul lui. Ideea exprimată și în alte capitole da, de da. către Ezechiel. Da, categoric. Și uh, de aceea legătura cu această vale de oase duce la Marea Ziei Avem de-a face cu un popor plin de păcate. Marea Ziei asta era. Un popor care, e adevărat că și-a mărturisit păcatele, dar ele nu fusese rășterse. Ele erau acolo în sanctuar și ele îl condamnau pe omul respectiv, chiar dacă el și-a mărturisit păcatul. Dar venea ziua ispășirii când păcatele acelea erau luate de deasupra sanctuarului și așezate acolo unde trebuie, pe spatele țapului pentru Azazel. Și țapul trimis în pustie. Exact asta este limbajul aici, de mare zi a ispășirii, când deodată păcatele poporului sunt eliberate din tabără. Poporul este făcut neprihănit și unit cu divinitatea ca și când niciodată n-ar fi păcătuit. Aceasta era Marea Zia Ispășirii și acesta este limbajul de aici din, din Ezechiel. Care este rolul copiilor lui Dumnezeu din această generație când se pregătește Marea Zia Ispășirii pentru acest popor? Este acela de fitman, omul potrivit care să-l scoată pe Azazel din tabără. Acum, Azazel nu vrea să plece din tabără, că e foarte bine tabără. E hrănit, e, e gădilat între coarne, se simte perfect. N-are de ce să plece pentru că poporul iubește nelegiuirea. Și atâta timp cât poporul iubește nelegiuirea și nu o simte o povară mortală, locul lui Azazel e în mijlocul taberei. N-are de ce să plece, că nu există niciun păcat care trebuie scos din tabără. Deci el trebuie izgonit, arungat cu forța, alungat cu forța. Dacă păcatele sunt așezate asupra lui. Dar atâta timp cât poporul nu crede că păcatele trebuie așezate asupra lui și că el a fost deja rezolvat mărturisindu-și păcatul și aducând jerfa, Azazel rămâne în tabără. Și Azazel rămâne în tabără până la Marea Zia Ispășirii. În niciuna din zile nu i se cerea poporului să-l scoată pe Azazel din tabără. Doar la ziua ispășirii, când păcatele erau eliberate de deasupra sanctuarului și așezate asupra lui, atunci era corect și normal ca Azazel să fie scos din tabără. Și uh, acest uh, fit man, acest om pregătit pentru aceasta, nu oricine poate să-l facă. Era desemnat în mod special un om pentru această operațiune. Și eu spun că aceasta este misiunea noastră. Noi suntem chemați să ajutăm poporul să înțeleagă că păcatele trebuie neapărat eliminate din tabără și că aceasta nu se face decât prin lucrarea marelui nostru preot. Poporul din tabără nu avea nimic de făcut în Marea Zia Ispășirii. Marele preot deodată ieșea din Sfânta Sfintelor și spunea S-a rezolvat cu problema păcatului vostru. Și azazel era scos afară din tabără. Așa se întâmplă și în realitate. Astăzi, marele nostru preot abia așteaptă să aibă un popor conștient că nu se mai poate cu azazel în tabără și cu păcatele asupra lor sau asupra sanctuarului, ci că marele preot trebuie să opereze în slujba lui finală eliberarea generației în viață de păcat și operațiunea cu siguranță se va face. Chiar dacă întârzia destul de mult și încă astăzi trenează, când Azazel se prezintă ca fiind Hristos și aduce el vindecare și alinare pentru omenire, lucrarea se va face pentru că Ioan a văzut-o realizându-se. Am văzut nunta mielului, am văzut cum mireasa s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace în in subțire strălucitor și curat. I s-a dat, ce bine spune, i s-a dat. Da, nu a venit ea pregătită de acasă, De Deodată i s-a dat să se îmbraci. De aceea subiectul nostru este acesta că Dumnezeu a operat totdeauna de această manieră. El zice, se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Orice încercare evoluționistă de a repara problemele grave ale ființei umane va da faliment așa cum până acum au dat faliment toate încercările acestea de a scoate pe om din groapa păcatului prin educație, cultură, exercitarea voinței și efortul omenesc. Noi ne punem speranța în această formidabilă încercare a Domnului, recunoaștem că poporul său din ziua de astăzi este o vale de oase uscate, că nu există niciun fel de salvare și eliberare până când Duhului Dumnezeu nu se întoarce în templul inimii. Și această excepțională revărsare a Duhului Sfânt în ploaie târzie pe care noi o numim de asemenea nunta Mielului sau Marea zei pentru cei vii, va realiza exact acest lucru. Dintr-o vale de oase uscate, Dumnezeu obține un popor fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta. Și exact în acest moment se împlinește făgăduința. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a-i pretinde ca săi. Aceasta este ținta vieții noastre și idealul nostru.